Dragi prieteni, încheiem anul nostru la Reflect Media cu un interviu inedit cu domnul primar al Comunei Mihai Viteazu, Ioan Zeng. Bună ziua și la mulți ani, domnul Zeng! Bună ziua și mulțumesc frumos că ați venit în ultima zi de lucru a anului 2018 și cu această ocazie vreau să transmit felicitările redacției și cititorilor dumneavoastră, iar să mulțumesc Consiliului Local și angajaților din cadrul primăriei pentru munca depusă în 2018. 2018 a fost un an greu, un an cu multe schimbări legislative, dar Comuna Mihai Viteazu niciodată nu a pus pușca jos. Noi am continuat investițiile, ne-am continuat să facem treabă și să spunem că bilanțul anului 2018 este bun. Nu foarte bun, bun. Deci așa pot aprecia un bine. Pot să spun așa ca o poveste, că se poate spune și vinișor. Dar vinișor este undeva asta. Noi suntem bine, nu foarte bine. De ce spun că nu foarte bine? Mi-au rămas investiții nefinalizate, mi-au rămas investiții care nu am putut achiziționa sau investiții la care nu am găsit investitor. Sunt vremuri grele, lumea se înghesuie la bani, dar nu au cu cine executa lucrările. Vom confrunta în viitor, probabil cât de apropiat, cu lipsa asta mare de forță de muncă. Dacă nu se va lua nu se găsește o soluție. Să nu plece tineretul. Tineretul pleacă, nu sunt. Deși în investiții salariile sunt destul de mari, primăriile și așa în jurul nostru, toată lumea are bani, dar investițiile stagnează. Și pot să spun, una din investițiile noastre la care mă plâng și nici nu știu cum să fac, sunt dispus să reziliez contractul. Este vorba despre un fond european, asfaltare de 8 km de drumuri în comuna Mihai Viteazu, în satul Mihai Viteazu, și firma s-a angajat că are termen de finalizare și în luna august n-au fost în stare să facă 800 de metri de drumuri și mi-a lăsat peste iarnă într-o stare deplorabilă. Cetățenii au venit de sute de ori la mine ce se întâmplă, dar este un contract ferm și în contractul este contract cadru. În contract nu este prevăzut dacă firma nu-și respectă asta, numai chiar termenele. Dacă firma nu vine în 2 săptămâni la lucru, atunci pot lua măsuri. Dar firma va vinea, va nu vinea, va vinea și să juca cu noi. Acum am ajuns la situația de a chema în luna ianuarie și să ajungem probabil la reziliere de contract. Și alții au reziliat contracte și mai mari. Așa că, chiar dacă sunt fonduri europene, nu ne-e frică să reziliem. Îmi pare rău de această firmă. După aproape 6 luni de licitație, din 10 firme a fost aleasă firma asta. Și nu a fost aleasă cea mai ieftină firmă, cu prețul cel mai mic. A fost aleasă firmă undeva la mijloc. Am înțeles. De unde este firma? Din Bistrița. Și firma a subcontractat lucrarea la cineva din Câmpia Turzii, care nu au oameni. Nici n-au venit încoace la solicitarea noastră și acum sigur că vor fi chemați. Și sunt ferm convins că dacă nu găsesc soluția, voi rezilia contractul și scoatem din nou la licitație ce au rămas. Păi 8 km de drumuri și ei nu au fost în stare o jumătate de an să facă 800 de metri, o zecime. Da. Păi atunci când îmi fac restul? În 10 ani. Da. Deci, Mihai Viteazu, noi avem așa niște planuri din anul următor, anul 2019, să asfaltăm aproape toate străzile. Am înțeles.
Până să ne, să ne focusăm atenția asupra anului 2019, spuneți-mi, vă rog frumos, care sunt investițiile pe care le-ați finalizat în 2018? Cu ce se laudă? Cea mai mare investiție care s-a finalizat în 2018 este canalizarea satului Mihai Viteazu. A fost cea mai mare investiție începută în urmă cu 5 ani, care acum, la mijlocul lunii decembrie, s-a făcut recepția finală a lucrărilor și s-au făcut și plățile. Restul banilor care au urmat au fost virați înapoi la fondul de mediu și urmează ca de la începutul lunii februarie-martie să predăm lucrarea la compania de apă. Și pe urmă oamenii se pot lega. Da. Cu părere de rău pot să spun că unii oameni nu înțeles mersul exact a acestei investiții și legarea la canalizare se face numai după ce se predă la compania de apă. Compania trebuie să aibă o evidență și așa mai departe. Foarte multă lume s-a legat și miroasă. Am înțeles. Deci încă nu funcționa, dar lumea s-a legat, au crezut că dacă trece conducta în fața lor, ce bine și mă leg acolo. Și că nu trebuie să plătesc la nimeni, nu mai am fosă septică, că toată lumea avea fosă septică și trebuia avinajat. Da. Ei, nu s-a, mulți s-au legat și mie mi s-a oferit, domnul primar, hai să te legăm, zic, bă, te așteptăm exact mersul. Da. Până atunci eu am fost anaseptică, mai îmi vine, vinajează, plătesc și așa. Așa trebuia să se întâmple cu toată lumea. Asta a fost cea mai mare investiție, este de 8.900.000 de lei, aproape, e o sumă enorm de mare, este cel mai mare proiect la care am semnat, persoana mea a semnat un contract. Sigur că iluminatul public am făcut în Cheia, din fondul de la Ministerul Dezvoltării, care și s-a finalizat. Este undeva o investiție mică. Localitatea Cheia a rămas cu iluminatul din lămpile demontate din Mihai Viteazu și Cornești. Când s-a făcut iluminatul la cele două localități, noi am trecut pe LED-uri, da. Pionieri am fost cândva, da. Și atunci s-a făcut, n-am plătit integral, că am plătit în rate de 5 rate. Și chiar am reușit și a fost bine pentru bugetul local, că nu l-am încărcat bugetul foarte tare. Acum s-a făcut și la Cheia, tot aceeași lucru, pe fiecare stâlp, este iluminat public cu LED-uri. Pe LED-uri. Am înțeles. S-au făcut poduri în Pârâul Ciucaș. În Cheile Turzii, vis-a-vis de Salvamont, da. Acolo era un pod care a fost dus de ape de mai multe ori și s-a prins o investiție din fondul de rezervă a guvernului acum 3 ani și am și un pod de trafic greu la vărsarea Pârâul Ciucaș în Arieș. Este un drum comunal, că drumurile comunale sunt cele care leagă două comune, da. Între Mihai Viteazu și Moldovenești, și acolo nu se putea circula decât numai în apă. Mm-hmm. Dacă apa creștea, nu se mai putea trece. Nici camioane, nici. Autoturism. Deși traficul este destul, n-am crezut că așa mare trafic este, dar este. Dacă stai acolo, vin mașini. S-a făcut un pod de trafic greu care nu va duce niciodată apa. Așa e făcut și foarte modern cu sistemul, cum se folosește sistemul la autostrăzi. Mm-hmm. Deci cu tuburi din alea de oțel, da. Și peste ele turnat beton. Am înțeles. Tot elegant. Așa este și podul din sus în Cheile Turzii. Da. Acolo sunt două tuburi, da. Din astea și jos sunt 5 tuburi. Deci este Am podul înțeles. Mai lung. Investiția a costat undeva la cele două
poduri undeva la 2 milioane și vreo 700 de mii de lei. De lei, care și asta este o sumă foarte mare, și restul banilor care au rămas am și virat înapoi în luna decembrie Guvernului României. Deci să nu avem vreo surpriză că noi vrem să folosim și în alte scopuri, nu? Deci am păstrat scopul, am terminat, i-am mulțumit frumos și i-am transmis așa. S-a făcut, construim primăria nouă. Da. Este o investiție care stagnează și sau se lucrează, dar foarte încet și dacă se poate, de fel. Uh-huh. Probabil avem termenul undeva pe luna iulie. De finalizare. De finalizare. În interior suntem aproape, aproape de final. Exteriorul mai urmează, se va demola pe urmă primăria veche și se va face aici un parc, un centru civic. Ce s-a făcut? Nu ni s-a dat voie să ne racordăm la un stâlp de energie electrică și a trebuit să ne facem transformatorul nostru, care a costat undeva la 50.000 de euro și s-a rezolvat și s-a realizat și chestia aceasta. Așa. Ce voiam să mă întreb? Pe strada Dielniței am avut un... au rămas o stradă toată zona aceea a fost făcută pe fondurile companiei de apă, pe proiectul megaproiect în prima fază și o stradă a rămas necanalizată, s-a canalizat strada aceea și a trebuit pus o stație de pompare. Compania de apă ne-a propus o stație modernă, ultimul răcnet, care acum va intra pe piață și noi suntem primii cei care vom folosi această stație de pompare. Deci, pe strada Dănse este o lucrare de 412.000 de lei, deci nici asta n-a fost o lucrare mică, deși strada este destul de scurtă. Deci am mai avut, așa, am amenajat un teren de fotbal la Cornești, care urmează ca anul 2019 să se finalizeze în totalitate. Este fost o cerere a tinerilor din satul Cornești care să nu vină pe terenul ăsta modern, să facă numai antrenamente și să ne încurce. Deci s-a făcut și lor, inclusiv s-a luat un container unde se pot îndezbrăca cu căldură și așa mai departe. S-a făcut reparații la școală, la centrala termică. Am modernizat pavajul în cimitirul nou în satul din jos, deci trebuie să avem grijă și de cimitire și să fie ordine. Noi am pus ordine în cimitire și întotdeauna noi ne comparăm cu municipiul Turdaș și dacă am ocazia să spun, noi suntem mai bine pus la rând cu partea asta decât Turda. Și acolo am fost la mormântare și mai este mult de lucru. Acolo mai este mult de lucru. Înțeles. Deci, așa. Și vorbesc chiar de curățenia din cimitire. Așa, am avut extindere de apă potabilă de 222.000 de lei, asta în zonele nou construite, tot timpul să construiesc locuințe și mi-a vitează cum este în creștere. Foarte multă lume îți cumpără locuri de casă, să construiesc case și atunci infrastructura imediat trebuie să o să aducem în fața lor acolo, chiar dacă este vorba despre gaz, apă și curent, da, și canalizare. Sigur că astea sunt condițiile unei vieți civilizate într-o localitate, dar chestia asta ar trebui să fie obligatoriu, minim obligatoriu la fiecare localitate.
Dacă vrem să dăm și noi, să arătăm că suntem europeni. Așa, s-a făcut o achiziționare imobilă pentru parcare vis-a-vis de primărie, în partea cealaltă, în partea cealaltă, la sfârșit o să spun acolo ce dorim să facem. Deci s-a făcut cu hotărâre de Consiliu, cu toate documentele în regulă. Am avut curtea de conturi acum și mi-au verificat la sânge și erau documentele făcute așa, exact pe lege, fără nicio problemă. Am achiziționat un imobil pentru tabără de copii în Cheile Turzii, care de la E.ON Gaz. Aha. Acolo a fost o E.ON Gaz, o, și nu voia să stăie de vorbă, s-a achiziționat și acolo și se va face pe fonduri europene tabără internațională de copii. În zona județului Cluj vom fi pionieri pe tema asta. Deci dorim tabără tematice. Da. Deci să vină muzician, să vină pictor, să vină limbist, te știu, așa, sportiv. Deci așa, tabără de 7-10 zile pentru copii cu tot ce trebuie. Este o zonă foarte frumoasă, de acolo se poate vizita Turda, se poate vizita Clujul, Valea Rieșului și tot ce se poate vizita. Așa, după aceea avem asfaltări de drumuri care este undeva la 5.400.000 de lei, undeva asta ar trebui să fie undeva la 1.000.000 de euro investiția și așa cum am spus la început, vom rezilia contractul, că firma nu... Noi avem banii, am primit și avans, avem cofinanțarea pusă și firma nu, tot nu își poate lucra. Chestia asta nu am înțeles niciodată. Puteți tu să ai bani și să nu facă. Invers a fost întotdeauna. Că cu primările nu lucrez, că astea nu au toți banii să dea. Exact. Uite-te, la noi este, sunt și banii și sunt tot, sunt și condiții, avem și înțelegere, și oamenii conlucrează pe străzi unde se lucră, rabdă, dar nu se poate răbda o veșnicie. Au rămas străzile pe au venit iarna, de-abia circulabile. Și greu de îndepărtat zăpada de pe aceste străzi. Cum se cheamă firma din Câmpia Turzii care a subcontractat? Cum? Cum se cheamă firma din Câmpia Turzii care a subcontractat lucrarea de la firma din Mistru? Nu știu. Chiar asta nu știu, că nu m-am ocupat foarte atent de chestia asta, dar este rău. N-au utilaje, n-au ăsta, dar s-au luat. Ori pe pretenie s-au luat, ori pe necunoaștere. Am înțeles. S-au reabilitat și suntem în reabilitare, suntem pe final, deci 90% s-a făcut lucrarea la căminul cultural din Cornești. Va fi un cămin modern, foarte multă lume a întrebat acolo de ce este nevoie de așa frumos să fie. Deci, într-adevăr, va fi foarte frumos și cu... deci tot este pe fonduri europene și este... am primit de la fonduri 188.000 de euro și diferența o punem noi, cu tot ce este în interior, cu microfoane, cu difuzare, cu scaune, cu tot, numai activitatea să se poată începe. Și va fi modernă, cu grupuri sociale, ultimul răcnet, cu faianță, cu tot, cu căldură și așa, parcări, gard, împrejmuitor, deci în mijlocul satului. Și am fost întrebat de ce așa frumos. Păi dacă o faci, faci să dăinuie. Da. Și Corneștiul are dreptul să aibă activitate culturală. Și acolo nu prea s-a făcut. Activitățile culturale, de exemplu, la Mihai Viteazu, concerte de colinzi, ne vin tot felul de întăreți, teatru și așa mai departe și începe lumea să se adune.
Și chestia asta trebuie să funcționeze, că numai așa putem fi mai buni. Da. Sunt spectacole bune și, să zicem, chiar și educative. Da, bun. Avem un proiect care nu s-a finalizat și destul de rău, că eu chiar am vrut, achiziționarea de utilaje pentru întreținere în Mievița, după fonduri europene pe gal. Da. Dorim să luăm un tractor cu remorcă și cu toate utilajele de măturat, de strâns gunoiul, deci păstrăsile noastre, deci un fel de gospodărire locală vrem să înființăm în viitor și utilaje de desăpezire. Anul acesta, cu părere de rău, trebuie să spun, am avut o firmă de desăpezire și cu un singur utilaj. Și acel utilaj n-a făcut față să meargă peste 47 de kilometri de drumuri avem și dacă a pornit într-o parte și a mins, putea începe din nou și până au ajuns la capăt. Și nu este, nu sunt numai drumuri așa, un drum drept și mă duc și fac. Nu, sunt drumuri totocheate, drumuri înfundate, care toată lumea are dreptul să aibă zăpada curățată în fața. Sunt oameni plătitori de impozite și cu drepturi. Da. Deci asta se recunoaște, numai că ideea a fost că anul acesta nu ne-am zgârcit. Dar nu a venit o firmă care să se angajeze că va face. Mm-hmm. În anii precedenți am avut o firmă tot din Mia-Viteazu și a renunțat aceea firmă că a spus că oamenii lui s-au plâns că totdeauna atunci ninge când e sâmbătă, sunt noaptea sau seara, atunci ninge când e Crăciun, atunci ninge când e sărbător și ei nu ăsta. Și patronul se zice, nu, atunci renunț eu la acei bani care ar putea veni și să căutați alții. Așa, și atunci a scos la licitație, a venit o singură firmă de aici. Eu nu spun că nu era bună voință, da. Dar nu se putea, omenește, nu se poate să acoper așa teritoriu mare într-o singură zi. Și deja zăpada, ați văzut cum a mins și vineau telefonul din Corneș și ăsta a început în capătul satului aici. Și până ajunge în Corneș și în cheia, așa, la cheia am avut niște probleme de înzăpezir, că am mers acolo până l-au scos, până l-au făcut, a aranjat. A început, mi-a zis, da, nu mai vine, s-a oprit. Asta e. Deci pentru viitor va trebui să avem și a nostru. Da. Deci din propria noastră putere și să avem și contract mai ferm la o firmă care are mai multe utilaje. Da. S-a făcut, avem cu bucurie, trebuie să spun, pentru accesat pentru internet gratuit. Da. Și suntem unii din câștigătorii din județul Cluj, sunt, nu știu câte, 5-6 comune care au accesat sau poate mai mult și noi am fost câștigătorii. Vrem să facem internet gratuit pe diferite zone a comunei. Sunt foarte mulți copii sau persoane care nu-și permit acasă internet și sunt și chiar dacă am văzut și aia cu ajutorul social, cu super telefoane și din alea, dar sunt foarte mulți care nu își pot permite. Și atunci, făcând internet wifi gratis, în parcuri, în zonele centrale, în zona stadionului, zona căminului cultural, unde sunt bani, se pot sta la recreere, atunci poți să-ți duci laptopul sau telefonul sau ce ai și poți să te legi la lume. Sigur, asta nu este o sumă exagerat de mare. Ni se dă un voucher de 15.000 de euro. Este o sumă de aruncat. Este binevenit. Orice bani este binevenit. Normal. Și orice
fond, ce apare, noi suntem prezenți. Dacă câștigăm bine, dacă nu, mai stăm un pic. Da, așa este și cu fondul acesta, deci în primăvara asta se va pune la rând și vom avea și internetul gratis.